În cartea Apocalipsei, în capitolul 4, este scris că îi se aduce laudă Tatălui în permanență. Și scrie în versetul 11, îi se aduce pentru că este vrednic. În capitolul 5 e prezentat Domnul Iisus cum intră în scena lucrării de mântuire și se aduce și lui slavă și spune în versetul 12, tot pentru că este vrednic. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și scrie apoi în versetul următor că asta va fi pentru vecii vecilor. Iată ce a realizat Domnul pentru noi, mântuirea, pentru sine, slava care îi se cuvine. De aceea să spunem și noi ca ființele din cer, a Tatălui și a Fiului, acelui ce șade pe tron și a mielului să fie slava și cinstea în vecii vecilor. Amin. Amin. Să vă binecuvinteze Domnul, să vă dea îndurare și har la cei mari și la cei mici. Am apreciat, m-am uitat puțin la copii, am văzut că și ei cântă. Domnul să vă binecuvinteze copii, am văzut că și în fanfară aveți și mari și mici. Așa se lăuda pe Domnul, scrie în vechime, leviții, părinții și copiii cântau împreună. Și e frumos să o face și acasă și dea Domnul să o facem pentru vecii vecilor. Vin în fața dumneavoastră cu un cuvânt pe care l-am intitulat A fi și a rămâne la masa Domnului. Asta având în vedere participarea de aici la cina Domnului și perspectiva eternă. Spunea Domnul Iisus ucenicilor, citesc din varianta prezentată de Marcu, capitolul 11, versetul, capitolul 14, versetul 25, adevărat vă spun că de acum încolo nu voi avea din rodul viței până ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Și în Evanghelia după Luca, la capitolul 22, unde din nou ne este prezentată instituirea cinei Domnului, a spus Domnul Iisus, versul 15, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi. Și cred că Domnul dorește să fie alături și de noi aici, suntem în împărtășire cu El în Duh, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Eu nu știu care veți sta astăzi la cină, după cum nici nu știu care veți fi în împărăția lui Dumnezeu. De aceea suntem îndemnați să ne cercetăm și să dea Domnul să fie o cercetare curată ca să ne permită acum să luăm parte la cină și atunci să fim cu Domnul. Prima mea experiență când am dat cina Domnului într-o biserică n-a fost tocmai plăcută. Eram de curând ordinat și așa s-a făcut că am mers într-o misiune. Într-o biserică, fără să știu, era cina Domnului. Dar cei ce trebuiau să dea cina Domnului acolo n-au fost vrednici și nici n-au venit. Și cineva le-a spus că eu sunt ordinat și m-au chemat frații, a fost o ședință urgentă de comitet într-un birou alăturat, dacă pot să le dau cina Domnului. Am zis că pot. Era, repet, pentru prima dată când serveam cina. Dar venind la anvon, m-am gândit doar comitetul ia cina Domnului. Nu mă cunoșteau, se întreb biserica dacă e de acord să le dau cina Domnului. Și n-au ridicat mâna decât puțini. Le-am dat-o și m-am lămurit de ce au ridicat mâna Domnului doar puțini. Numai aceia au luat-o. Dacă a luat 25-30% din adunare cina Domnului. Erau niște frământări. A spune că într-un fel a fost bine, că s-au cercetat și n-au vrut să o ia în chip ușuratic. Dar știți cum este cu cina Domnului? În Vechiul Testament, cine nu lua Paștele nici a doua lună, ce trebuia? Mai avea șansă și a treia lună? Păi trebuia omorât. În Noul Testament nu avem evidență că cineva nu lua cina Domnului, dar avem evidență că o luau și au fost pedepsiți. De altfel, așa e cu Dumnezeu. Ori te mântuiește, ori te pedepsește.
Există și a treia variantă? Spune Dumnezeu, n-am treabă cu voi, e treaba voastră, nu? Deci problema este mai mult spus decât serioasă. Haideți să ne apropiem de textul citit și vreau mai întâi să privim în Scripturi cine sau cum am fost acceptați noi la masa Domnului. Spune Scriptura aici, în 1 Corinteni, la capitolul 10, versetul 16, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Adică noi am fost acceptați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Fără de aceasta, nu puteam să avem acces la Dumnezeu. Epistola către evrei explică pe larg, nu voi face multe referințe despre aceasta, vă citesc doar din capitolul 10, unde spune autorul, de la versetul 7, sunt cuvintele Domnului, atunci am zis, iată, mânsulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voie de ne-ai primi nici jertfe, nici prin noase, nici arde de tot, nici jertfe pentru păcat, lucrurile aduse toate după lege, apoi zice, iată mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, el desfințează astfel pe cele din tâi, ca să pună în loc pe a doua. Și aici în evrei scrie pe larg că legea n-a putut să rezolve problemele, spune în 7 cu 19, căci legea n-a făcut nimic desăvârșit. Nu se putea rezolva problema noastră prin jertfele aduse. Apoi versetul 10 din capitolul 10. Prin această voie, adică prin jertfirea Domnului Iisus Hristos, odată pentru totdeauna am fost sfințiți noi. Mulțumim Domnului pentru lucrarea sa. Deci la cina Domnului trebuie să ne amintim cum am fost acceptați. Știți că în Vechiul Testament erau niște rânduieli, trebuiau oamenii tăiați împrejur, nu oricine putea să mănânce din lucrurile sfinte, doar cei care aveau drept, familia preoțească, leviții, aveau și ei anumite drepturi limitate, dar cât despre alte popoare care erau în jur, nici vorbă, iar unele n-aveau drept să intre nici în al nu știu câtelea neam înaintea Domnului. Noi însă suntem acceptați pentru că Domnul a vrut să ne mântuiască. Domnul spunea ucenicilor, nu voi m-ați ales pe mine și eu v-am ales pe voi. Mulțumim Domnului că avem parte de chemare cerească. Chemarea nu-i doar la masa de aici, doar întâi la masa de aici, chemarea este să participăm și la masa de sus. De aceea a spune că îngerii din cer îl laudă pe Domnul Iisus, zice acolo, mă întorc la Apocalipsa 5 pentru moment, unde spune în versetul 9, vrednic ești tu să iei carte, să-i rupe cețile pentru că ai răscumpărat. Ce? Oameni din orice seminție, orice limbă, orice noros și orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Asta e mare har. Spune și Petru, în întâia sa epistolă, la capitolul 2, vă citesc de la versetul 4. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, rețineți cuvântul aleasă, am fost aleși pentru asta, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Versetul 10, pe voi care odioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaseră îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Și mă adaug în aceeași idee ce scrie la Efeseni, la capitolul 2, ca să știm cine am fost și ce ofertă ni s-a dat. Spune apostolul aici, de la versetul 11. De aceea voi, care altădată erați
neamuri din naștere, numiți netăiat împrejur de către cei care se cheamă tăiați împrejur. Și 12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, nu aveam drept să stăm cu El, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum Dumnezeu a încheiat cu noi legământ, slăvit să-i fie numele. Ce a spus Domnul Iisus când a servat cina Domnului? Acestea este sângele legământului. Dumnezeu ne-a invitat nu doar o dată să stăm la masă, a încheiat legământ cu noi să fim la masă cu El pentru vecii vecilor. Să-i mulțumim pentru acest har. Spune versetul 19, nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți, așa să venim o dată la masă, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, slăvit să fie în veci. Până aici, cum zice vorba în popor, toate bune și frumoase. Cum scrie în pilda celor poftiți la cină, Matei 22, unii n-au vrut să vină, apoi i-a băgat la grămadă și a rămas totul așa, să stea toți acolo fără nicio cercetare. A intrat să-și vadă oaspeți și a văzut pe unul că n-avea haine de îndăr. Dacă n-au fost pretenții, condiții la ofertare, de ce totuși i-a verificat? Dragii mei, Dumnezeu a încheiat legământ cu noi, dar este o condiție fundamentală. Și despre asta vorbește apostolul în textul care l-am citit. Mă întorc la 1 Corinteni, capitolul 10, și spune aici de la versetul 14, de aceea, prea iubiții mei, fugiți din chinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecat. Dumnezeu ne primește dacă renunțăm la tot ceea ce este lume, păcat, idolatrie, relația cu demonii. Nu ne cere nicio condiție la început, dar ne cere să renunțăm la tot ceea ce era păcătos. Spune Luca 9:23, dacă vrea cineva să vină după mine, trebuie să prezinte ceva? Nu. Să se lepede de sine. Asta e o problemă. Și știți noi oameni în lumea asta că toți avem ceva ce ne place. Și voi insista asupra acestui aspect când voi vorbi despre cercetarea care trebuie să o avem acum. Dar asta noi trebuia să știm, de altfel știm, de la început și am cântat noi când ne-am botezat renunț la lume, dar nu la Iisus. Dacă am și renunțat asta, știe Domnul Iisus pe de adevăratele, nu? Suntem chemați să plecăm înspre Canaan, dar uneori poate am mai luat ca și Rahela cu noi, idolii tatălui nostru, nu? Evreii au plecat din Egipt, le-a cerut Dumnezeu ceva, a încheiat cu ei un legământ să devină Dumnezeul lor, dar ei au plecat cu Dumnezeii lor și mustră Ștefan în predica lui și spune, ați luat cu voi chipul lui Cutare și al zeului Renfan și așa mai departe. Și asta a fost problema evreilor de-a lungul întregii lor istorii. Spune Dumnezeu în Psalmul 81, cerința fundamentală a lui în gelozie, 81, citesc de la versetul 8, ascultă poporul meu și te voi sfătui, Israele, de mai asculta niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău. Versetul 11, dar poporul meu n-a ascultat, Israel nu m-a ascultat, atunci am lăsat în voia pornirilor și a urmat sfaturile lor. O, dar umbla Israel în căile mele. Dar asta a fost problema lor, le-a plăcut închinarea la idol. Și asta spune apostolul, fugiți de așa ceva dacă vreți să fiți la masă cu Domnul. Am fost acceptați la masa Lui, dar să rămânem numai cu El. Doamne, ajută-ne! Acesta e Dumnezeul nostru. Nu admite să fie pus alături de altcineva, nu admite în viața noastră păcat, El este sfânt, slăvit să fie în veci.
Repet și trec mai departe, așa ar fi trebuit să se întâmple când ne-am pocăit. Numai că uneori se întâmplă cu noi, cum era și cu corintenii. Zice la a doua Corinteni, la capitolul 12 și 13, 12 cu versetul 20, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Mă tem să nu găsesc și enumeră câteva stări vinovate, așa, dulceavă, pism, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bărfeltul, îngăfărtul, burări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Că spun el și în 1 Epistolă, capitolul 6, de la versetul enumeră 9 și 10 câteva stări de păcate, spune că ăștia n-ajung în rai. Și așa era și unul din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Amin. Trec mai departe. Cum putem să luăm parte acum sau alte dăți când sărbați cina Domnului? Ce condiții ni se cer? Ce trebuie să facem? Spune Scriptura, vă citesc mai departe din textul de astăzi, de la versetul 17. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jertfele, nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu, că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Din potrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășie cu demonii. Nu puteți lua paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa demonilor. Și pentru aceasta, trec în capitolul 11, zice de la versetul 27. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat. Nu-i problemă că am fost vinovați, că am fost iertați, sfințiți, spalați, primiți, aleși. De aceea, ca să nu ne facem vinovați de o stare duplicitară, că suntem și cu Domnul și cu lumea și lumea e cu diavolul, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Deci nu-i problemă ce păcate am avut înainte, dar e mare problemă dacă încă trăim în păcat. Și în vederea cercetării, Domnul ne-a lăsat conștiința. Spune Scriptura la 1 Ioan, la capitolul 3, despre a te osândi sau nu inima. Versetul 19. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liști inimile înaintea Lui. Ori în ce ne osândește inima noastră. 21. Preiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și cum știți, unii se ridică, sau nu știu cum e la dumneavoastră rânduiala, nu stau la cina Domnului pentru că îi osândește inima, adică îi mustră cugetul. Dumnezeu ne-a lăsat serviciul acesta să-l numesc, în ființa noastră, citește și de Roman 2, ca să ne putem cerceta. Nu putem merge la slujitori să ne dea ei dezlegare așa. Sunt situații pentru care ei decid dacă leagă sau dezleagă. Dar mai întâi vorbim despre a ne lega sau a ne dezlega noi. Roman 2 de la versetul 15. Și ei dovedesc, e vorba de neamuri,
de noi cu atât mai mult, și voi spune de ce, că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor. Adică în gând, în cunoștința mea, știu ce e bine și ce nu e bine. Așa cum spune în versetele următoare, versetul 9, 18, cunoști voia lui, știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat. Și conștiința stă alături ca un martor și spune, dar tu nu împlinești asta. Tu asta n-ai făcut, aici te-ai făcut vinovat. Ca să nu ne facem vinovați prin a participa la masa Domnului, e foarte important rolul cugetului. Știți că jertfa Domnului a curățat cugetul? Zice asta la Evrei, la capitolul 9, de la versetul 14. Cu cât mai mult sânge Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine în jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul. Că spune că legea, cum vă aminteam înainte, n-a putut curăța cugetul. Adică Evreiul aducea jertfa, dar în cugetul lui cugetul lui spunea, nu-i destul. Cum adică să moară un berbec pentru mine, că a fost berbec eu? Am trăit nepotrivit. 9 cu versetul 9. Aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Deci, țineți, nu știu cum vă socotiți dumneavoastră, cât de pocăiți, dacă vă socotiți mai conservator, mai liberal, mai pocăiți, așa mai puternic sau așa mai slăbuț. Nu se pune problema care e nivelul adunării. Cugetul tău îți spune ce e desăvârșit și ce nu e desăvârșit. Ce Roman 9 cu 1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. De aceea în momente de cercetare eu le spun la oameni să lase pe Dumnezeu în profunzime, să intre în rugăciune, să citească cuvântul și îți va spune cugetul dacă ești în regulă sau nu ești în regulă. Undeva m-am dus la adunare și m-am întâlnit cu un om cu care nu mă întâlnisem de multă vreme. Prejurările au decurs în viața lui în așa fel încât era recăsătorit. Și știți că sunt discuții dacă cineva are drept sau nu să o facă, evident câte vreme îi trăiește partenerul, și lumea lui primise dezlegare, putea sluji, nu ca ordinat, evident. Și eu i-am spus, mi-a prezentat soția lui și i-am zis, auzi, nu te baza tu pe ce ai vrut și pe ce te-au legat sau dezlegat oamenii, până nu îți va spune cugetul tău în momente tainice de rugăciune că Dumnezeu te-a iertat și că ești în regulă înaintea lui. Știți ce mi-a zis? Frate, eu știu că e așa cum zice acum și a început să plângă. Că noi ne putem liniști, așa, inima noastră ne exprimă multă compasiune față de noi, alții răi cu noi. Noi ne putem justifica, dar repet, în momente profunde, când stai înaintea Domnului, cugetul tău îți spune, cum s-a întâmplat într-o adunare, că un tânăr a făcut ceva rele și l-au pus la disciplină pe nu știu câte luni. Și alții au zis, băi, dar pe altul pentru așa ceva nu l-au pus pe atâtea luni, numai pe 3 luni, să zic, nu pe 6. Și l-au zis, da, dar ei nu știe că am mai făcut ceva, las că e bine așa. Deci el simțea acea mustrare a cugetului și asta spune Solomon la un moment dat în rugăciunea lui, deci când mergem înaintea lui Dumnezeu, nu știu cum e la dumneavoastră, la noi e o rugăciune înainte de cina Domnului, ca ultimă cercetare. Spune în 1 Împărați 8 cu versetul 30, dacă un om, dacă tot poporul tău, Israel, va face rugăciuni și cere și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului. Mustrarea asta care le mustră pe unele femei că n-au vrut să fie mame, asta te mustră când ai o ură ascunsă și nu s-a aflat încă. Când ești ispitit și ai reușit să te controlezi, dar tu știi că ești de vină, că nu ești curat, că doar cine are acces să vă controleze pe internet sau în alte domenii ale vieții înăuntru nostru, dar Dumnezeu a lăsat conștiința
în cel mai luminos loc al ființei noastre să se vadă totul. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. De aceea să ne cercetăm. Ba mai mult, să-L și rugăm pe Domnul să ne cerceteze. Spune David, după ce își dă seama că Dumnezeu îl observă din toate unghiurile, în toate momentele. Spune Psalmul 139, vă citesc de la versetul 1, Doamne, Tu mă cercetezi. Doar scrie în Evrei 4 că totul e gol înainte ochilor celor care avem a face. Și spune versetul 6, Doamne, ce știință ai Tu să cercetezi? Cât ar vrea oamenii să știe ce fac alții. Dar Dumnezeu așa ne-a dotat ca să știm ce facem noi și să ne putem cerceta ce facem noi. Și se roagă în finalul Psalmului 23 și 24, cercetează-mă Dumnezeule, cunoaște-mi inima, nu doar ce spun. Încearcă-mă, cunoaște-mi inima, gândurile. Cu ce scop? Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Adică, Doamne, cercetează-mă, stau azi la masa Ta. Eu vreau să stau și în veșnicie cu Tine la masă. Că altfel, zice, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, toți au fost botezați în nori și mare pentru Moise și cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au murit în pustie. Ce trist! Apoi, când ne cercetăm, trebuie să ținem cont și de cugetul altora, dragii mei, nu? O soră în vârstă îmi spune zilele trecute, frate, am văzut că ai stat la amvon picior peste picior. Și zice, noi ne poticnim în asta. Zic, gata, o să încerc să nu mai stau, dar zic, dacă vreodată uiți să mă iertați. Că dacă nu vă faceți voi mai vinovați. Uite așa, sunt chestiuni uneori foarte banale, am spune noi. Eu că am o problemă cu picioarele, mă bucuram să le pot potrivi cumva, să stau. Dar eram undeva odată în altă țară și l-a spus slujbe, am spus, băi, așa m-a problema mă de coloană. Și unul zice către mine, eu atâta te-am judecat că așa ai stat în adunare, de parcă. Bă, zic, era singura poziție în care nu mă durea. Ma, nu putem să împlinim toate mofturile ale tuturor. Dar în ce se poate? Și în mod deosebit în ceea ce, asta e ideea lui Pavel din cugetul altora, nu cumva să fac ceva ce pe altul să-l ducă la păcat. Ce mare problemă. Dumnezeu să ne dea îndurare. Să ne cercetăm în ceea ce știm. Iar dacă cineva aveți ceva împotriva cuiva și el nu știe, nu s-o cotiți vinovat, duce-vi și spuneți. Matei 18:15. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te și vorbește. Trec mai departe. Revenind la text, zice aici în versetul 17, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Întorc pagina în capitolul 12 cu versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Când ne gândim la trupul Domnului, trebuie să avem în vedere cel puțin două lucruri. Că suntem împreună și că trebuie să ne slujim împreună. Trupul este împreună, de exemplu, când dormim. Atunci aș face treaba inima și mai știu eu ce pe acolo prin organism, nu? Dar când suntem trezi, ziua, fiecare organism face ceva, nu? Mâinile ajută gura, gura ajută stomacul, toate își fac treaba, nu? Vasele de sânge și așa mai departe. Când luăm parte la cina Domnului, trebuie să fim într-o relație bună cu toți frații și toate surorile și în același timp să ne fi făcut treaba în trupul Domnului. Că altfel tu iei parte la trupul Domnului, dar tu în trupul Domnului nu-ți faci treaba. Trebuie să fii participant la activitățile care se desfășoară în trup. Că ești, spune aici, că ești ochi, ești ureche, că ești mână sau așa mai departe, mădular, mai frumos sau mai puțin frumos, mai multă sau mai puțină cinste.
Dumneavoastră participați activ la viața bisericii? Sunteți în relații bune cu toți? S-a întâmplat la un biserică din județul Suceava. Un frate păstor și proroc a avut îndemn de la Domnul să le spună: voi nu puteți astăzi să luați cina în condițiile astea, pentru că aveți relațiile rupte. Și ce vă spun, cunosc situația, și a fost o cercetare a Domnului și a zis: haideți mai întâi să ne împăcăm. Și aproximativ o jumătate de oră n-a fost nici predică, nici cântare în adunare, a fost un fel de plimbare. Se auzea numai cereri de iertare și îmbrățișări. Fost care s-au dus la amvon să se împace, fost care au coborât de la amvon, s-au dus dintr-o parte în alta, te rog să mă ierți. A fost așa o cercetare, cum scrie în Samuel 7, că toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Aveți asemenea probleme? N-aveți. Și ar fi trebuit să fie rezolvate înainte de momentul acesta, dacă ar fi fost. Dar cel puțin la cine trebuie să ne cercetăm? Să fie relațiile în trup și, repet, rolul meu, slujba mea în trup să fie făcut. Doamne, ajută-ne! Că altfel, dacă nu ne acceptăm, dacă nu ne iubim, Domnul nu ne primește. Fiecare ia câte o bucățică, dar fiecare la rândul lui este o bucățică sau un organ din trupul Domnului. Așa suntem mântuiți în această condiție. Altfel, s-a întors fiul risipitor acasă. Și frate său voia să intre la masă. Bietul de el a zis că: tată, mie nu mi-ai dat un ied. Și tata putea să-i spune: băi, vițelul tăiat. Intră și tu și mănânc. Nu, că eu nu mănânc cu fratele meu. Atunci nu mănânci nici cu mine. Și asta e condiția care Dumnezeu ne-o pune. Să ne iertăm și să ne primim unii pe alții. Coloseni 3, dacă aveți ceva, îngăduiți-vă, aveți ceva mai mult, iertați-vă cum a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos. Doamne, ajută-ne! Spuneam întâi că am fost acceptați la masă. Dacă să participăm la masă, trebuie să-i acceptăm pe alții la masă. Știți pilda cu robul nemilostiv, Matei 18, de la 21 la 35? Datora unul 10.000 de galbeni, o sumă imensă. Și stăpânul iertat toată datoria. Ăsta ieșit afară și a văzut pe unul care datora cât? 100 de lei. Aia nu era 1%, nu era din ce a fost el iertat. Strângea de gât să-mi plătești. Măi, și respectivul nu a spus că nu mai vrea să plătească, o spus să-l îngăduie. Nu! Nu i-a dat nici amânare. Ce s-a întâmplat cu el? A fost chemat înapoi și a fost încărcat debitul din nou. Da, acesta e Dumnezeul nostru. El ne-a iertat cu condiția să iertăm și noi. Altfel, n-avem ce căuta la masă. E ca în povestea aceea, că un boier avea niște slujci și se tot certau. Și le-a dat o lecție, le-a dat o masă copioasă, dar le-a legat la toți de mână câte o lingură de aia de un metru. Cu mâna întinsă, fiecare putea da mâncare în gură numai la altul. Și o pus așa față în față, cum știa el că nu se împacă. Băi, dacă vrei să mânci, ideea lui să mănânce și el să-ți dea ție. Dacă nu, răbdați foame la masa întinsă. Dumnezeu ne-a chemat să servim din pâinea vieții. Dacă nu, rup și tu din bucățica ta să servească și altul, să aibă și el loc. Și repet, pentru a treia oară, dacă nu-ți faci slujba ta în trupul Domnului, nu poți rămâne în trupul Domnului, nu poți avea părtășie cu trupul Domnului. El este capul, dar tu ce rol ai acolo? Ce slujbă faci? Și în al treilea rând, dragii mei, mă întorc la text și vă citesc finalul textului. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa demonilor. Când? Păi în primul rând aici. Dar acolo? Spunea Domnul ucenicilor despre masa care urma să aibă loc. V-am mai citit, dar mai citesc din nou despre asta. Este un alt cuvânt frumos. Luca 22, tot atunci în seara cine i-a spus, sau cel puțin asta e ordinea din text, versetul 29, de aceea vă pregătesc în împărăția, după cum tatăl meu mi-a pregătit o mie, ca să mâncați
și să beți la masa mea în împărăția mea, acolo cu Avram, cu Isaac, cu Iacob, și să ședeți pe scaun de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Nu puteți lua parte la masa Domnului atunci, dacă acum nu ne-am dezis întru totul de demon Dumnezeu, este gelos. Scrie în Matei 25 că va spune unora, veniți, și altora, duceți-vă, cu cine? O să cu diavolul. Compania, relația noastră, cu cine este? Dumnezeu să aibă milă de noi și să înțelegem ce spune aici când vorbește Pavel, că Dumnezeu a pedepsit pe unii, ascultați cum și de ce. 12:30, din pricina aceasta, că n-au deosebit, că până aici e Domnul și de aici nu-i mai Domnul, că e Satana. La ei, cum am citit din 2 Corinteni 12, că aveau tulburări, aveau chiar și curvii, și n-au deosebit. Ei, cum spune și Iuda și în Petru, stăteau la masă, dar stătând la masă, stăteau după femei. Păi nu se poate așa. Stând la masă așa ca Saul, în care era diavolul, vrea să-l țintească pe altul, dar l-a păzit Domnul. Sunt mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Și dacă citim în textul din Corinteni, în contextul epistolei, dormitul ăsta înseamnă că chiar au murit, pedepsiți. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Va să zic că nu-i destul să ne cercetăm, trebuie și să ne judecăm. Și dacă nu o facem, atunci uneori suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea, adică Dumnezeu ar vrea să fim cu El la masă. Și dacă aici nu luăm parte la masă cum trebuie sau nu luăm parte, Domnul ne pedepsește ca să ajungem acolo la masă. Am în minte situații foarte concrete. O soră a trăit toată viața așa mai ușuratic. La un moment dat s-a pocăit, sau cel puțin așa a declarat, dar s-a pocăit de unele, nu de toate. Și-a îndrăznit după ani de zile să ia cina Domnului, mergând de la adunare spre casă, și-a rupt piciorul. Alt caz, unul și-a permis să aibă o relație extrafamiliară, dar doar așa, accidental, ceva. Și n-a vrut să spună în familie, să nu afle nevastă sa. I-a observat că el nu mai vine la cine, evident că se simțea mustrat de cujetul lui, dar ca să nu afle ea, pentru că ea tot insista, de ce nu e cina, dacă nu o iau nici eu, a luat cina. În săptămâna imediat după ce a luat cina Domnului, era șofer, a lovit pe unul mortal. Ăla pe care l-a lovit era un pocăit căzut. Și-a zis, m-am atins de trupul Domnului și m-a pedepsit, dar m-a pedepsit așa ca să văd că e ceva problemă. Și-am întâlnit fel și fel de pedepse lăsate de Domnul. Cu scopul sfințirii noastre, spune în Evrei 12. Dumnezeu prin pedeapsă ne face părtași sfințeniei Lui ca să putem lua cu El parte în final la masa Lui. N-ar fi frumos să ascultăm noi de cujet și eventual să ne pedepsim noi ca să nu ne pedepsească Domnul? Ca nu cumva în final să fim osândiți odată cu lumea, să spună, duceți-vă, nu vă cunosc. Știți ce spun unii? Spune în Luca 13. Și doar nu am mâncat la masă ta. Ai mâncat cu noi. Da, Domnul, cu Domnul am mâncat mulți vame și păcători. Domnul i-a permis să mănânce. Sunt situații în care cineva poate, am întâlnit și astfel de situații, și forțat. Frate, spune, nu lua cina, nu lua cina. Cine poți să-l oprești în forță? Fiecare trebuie să se gândească, este o lucrare, nu între oameni se decid lucrurile, le decide Dumnezeu astea. El este sfânt, mărit să-i fie numele. Trăim, dragii mei, o vreme așa de adormirea conștiinței. Este un caz în Judecător 17. Unul a furat de la mamă sa niște bani, nu era atunci argiți. Mama sa, când s-a văzut fără bănuți, blestemat. El s-a temut acum de blestem și la mamă să zice, eu am furat. Ce-a zis mama să știți? Domnul să te binecuvinteze. Nu știam că ești unul de blestemat, dragul mamă.
Și atunci ce se facea cu banii? Acum erau și blestemați și binecuvântați. Și scrie acolo că i-au făcut un chip cioplit și un chip turnat. Uite, să ai o casă a lui Dumnezeu? Ce casă a lui Dumnezeu era asta? Da, ei așa credeau, casa lui Dumnezeu, a fost acolo vreo siglă, ceva amenajat special. Și scrie mai departe că a trecut pe acolo un levit, era nepot de lui Moise, Ionatan, fiul lui Gershon, fiul lui Moise. Și mica ăsta așa îl chema pe hoț. Eu zis, auzi, nu vrei tu să fii tată și preot? Și uite, eu îți dau niște o soldă, ai un venit, rămâi aici la mine. Adică, el probabil și-a dat seama, mă, nu pot să slujesc eu, că nu-s din seminția aia specială. Dar uite, acum am unul din ăsta. Dacă îl pun, și numai un verset vă citesc de acolo, celelalte doar așa vi le-am povestit. Judecătorii 17, versetul cred că e 12. Mica a sfințit pe levit și tânărul acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casă. Cum l-a sfințit? Hoțul ăsta? Cu chip cioplit, cu chip turnat? Așa au zis că l-a sfințit. Și au zis cum a încercat să-și liniștească așa mustrările lui. Acum știu că Domnul îmi va face bine. Că am ca preot pe levitul acesta. I-a făcut bine Domnul? Și preotul și chipul cioplit și l-a turnat și a rămas săracul și de pagubă. Pentru că să nu încercăm noi să-L lămurim pe Dumnezeu, să încheia textul nostru cu cuvintele, vrem să-L întărâtăm pe Dumnezeu la gelozie? Și era încă acolo o întrebare, suntem noi mai tari decât El? Mare și tare este Dumnezeu nostru. N-a cruțat pe Fiul Său, pe îngeri, i-a aruncat, nu și-au păstrat vrednicia. L-a chemat Dumnezeu pe Moise, i-a făcut făgăduințe și pentru că nu era tăiat împrejur, a vrut să-l omoare. Da? Pe Aaron Dumnezeu a vrut să-l omoare și a strigat Moise, a strigat, Doamne, pe Maria, pentru că a avut relația ruptă cu fratele ei și l-a batjocorit. A lovit-o cu lepră. S-a mâniat Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt. Și lăsată cina Domnului, repet și închei, să ne amintim că Domnul ne-a chemat și ne-a privit să stăm cu El la masă. A încheiat legământ cu noi, un legământ veșnic. Să moștenim împărăția Lui. Și în mod repetat a lăsat lucrarea aceasta să o facem cu cercetare, apelând la rolul cugetului, verificându-ne relațiile cu frățietatea, rolul și lucrarea care o avem în biserică și abia așa, cu teamă sfântă, să așteptăm venirea Domnului ca să fim primiți la masa Lui, în sfânta Lui împărăție. Ce frumos va fi atunci să ne așeze El la masă. Mărit să fie Domnul. Și Isaia 25, că pregătește Domnul pe muntele casei Lui un ospăț, așa să vină toți și să se sature la nunta Lui binecuvântată, la veșnicia care ne așteaptă. Judecați voi singuri ce spun, zicea Apostolul. Dacă suntem vrednici, și cum spunea Domnul, scrie Luca 20, cei ce vor găsi vrednici de viacul viitor și de învierea dintre cei morți. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Să ne sfințim că Dumnezeu nostru este sfânt. Să îndepărtăm orice necurăție a cugetului, a cărnii, orice relație să fie reparată, orice dușmănie, deci orice mânie, orice. Și cu cât vedem că ziua se apropie, să ne pregătim cu haina curată să-L întâmpinăm pe Domnul, ca să intrăm la masă cu El. Numai Domnul știe de câte ori vom mai serva cina aici, pentru că putem pleca. Dar așteptăm la Domnul prevăzut în calendar când să fie masa aceea cu locuri rezervate, o fie ele și pentru noi, și să fim vrednici și acum și atunci. Amin.